Astfel de zăpezirea pe drumul nordului, Valea Izei, Bârsana, Săcel și pe drumul județean 186-le Ordina apoieni, va fi asigurată de firme diferite, sunt disponibile 70 de utilaje echipate corespunzător pentru a interveni în sezonul de iarnă 2020-2021. S-a estimat că avem nevoie de 9.000 de tone de sare și 5.600 de metri cub de nisip. La ora actuală avem în depozite 3.000 de tone de sare și 1.000 de metri cub de nisip, urmând ca pe parcurs acesta să fie realimentate, a precizat Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș. La nivelul SC drumuri poduri Maramureș S.A. va funcționa non-stop pe toată perioada de iarnă dispeceratul de dezăpeziri la telefonul 0262214101 24 de ore din 24 se primesc, se prelucrează și se transmit informații privind starea drumurilor din județ și modul de intervenție.